în municipiul Botoșani încă mai sunt străzi care arată mai rău decât drumurile sătești, o știe toată lumea. Ca după bombardament arată și strada Izvoarelor din oraș. Sătul să tot primească răspunsuri negative în ceea ce privește reabilitarea străzii, un botoșanean i-a cerut edilului șef al municipiului să prevadă în bugetul din acest an bani și pentru reparația acesteia. V-aș ruga să se prevadă în planul venituri și cheltuieli pentru anul 2016, asfaltarea străzii Izbarului. Suprafața este de circa 600 de metri, este acordul cetățenilor pentru subînchiriere, pentru mașini, cum se numește, nu găsesc termenul acum, pentru parcare, făcute adesea la dumneavoastră, toate au același răspuns. V-aș jura foarte mult să rețineți acest lucru, pentru că studiul este făcut din 2013. Lucrarea, strada este de 30 de ani, nu s-a făcut nicio reparație pe strada aceea. Omul spune că de 3 ani tot așteaptă ca strada să intre în atenția șefilor de la primărie. Din anul 2013 sunt făcute studii, precum că este necesară asfaltarea ei. În cursul acestor ani au fost audienții, 9 audienții, 10 adrese către primăria Botoșani și către serviciul edilitar. La serviciul economic sau edilitar este un cerber acolo. Toate răspunsurile care sunt în funcție de buget. Pentru a se convinge de situația nu tocmai plăcută în care sunt nevoiți să trăiască locuitorii din zonă, omul i-a făcut o invitație șefului urbei să facă o plimbare pe strada Izvoarelor și nu oricând, după ce plouă. Și dacă dumneavoastră considerați că sunt condiții normale, toți de la asociație plecăm. Nu spun cu răutate, vă rog să credeți, dar 3 ani de când încercăm să lămurim primăria că trebuie făcut acest lucru. Răspunsul primarului nu a fost unul care să-l mulțumească pe botoșănean. Acum și noastră a spus că de 30 de ani așteptați. Și ceilalți cetățeni așteaptă. Haideți să, eu încerc să găsim resurse, sper să ajungem și la noastră în acest an. O să rog colegii de la edilitare să acorde mai multă atenție, să înceapă acolo studiul tehnic, să înceapă. Să rog pe domnul viceprimar care se ocupă direct de tot ceea ce ține. Domnul viceprimar a fost de stânga și de dreapta. Da, lăsăm, aici nu facem politică, facem administrație. Și vă spun că tot ceea ce înseamnă investiție se întoarce la o constrângere bugetară. Primarul Ovidiu Portariuc a spus că în această situație sunt mai multe străzi din municipiul Botoșani. Eu am spus în 2012 că 30% din suprafața municipiului este neasfaltată. Bugetul necesar pentru a rezolva toate aceste străzi într-un an ar depăși 1.000 de miliarde. Pe când valoarea bugetului alocat pentru reparația străzilor anuale este undeva de 30-40 de miliarde. Edilul a mai precizat că străzile au fost reabilitate în funcție de anumite criterii. El a amintit și de strada Maramureș, pentru care s-au alocat în acest an 600 de mii de lei pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare. Am alocat aceste resurse în baza acestor cereri existente din partea asociațiilor de proprietari sau cetățenilor, mergând cu prioritate către reabilitarea acelor străzi, unde traficul intens și numărul de cetățeni care circulă pe acele străzi. V-am dat exemplu strada Primăverii, la fel, nereabilitată de aproape 30 de ani, a fost reabilitată într-un final. În acest an, pe lângă strada Maramureș, vor fi reabilitate alte 6 străzi. În acești ani s-au asfaltat aproximativ 20 de străzi noi. În acest an mai sunt prevăzute 6-7 străzi noi. Pe bugetul existent în prezent, alocat acestor străzi, vom vedea dacă există posibilitatea de a introduce strada dumneavoastră. Există posibilitatea unei rectificări bugetare pe măsura încasării veniturilor în a doua parte a anului, în care să putem începe lucrările și eu sigur mi-aș dori, dacă ar fi bani, într-un an să asfaltăm toate străzile.